Da, aici da priveliște. Și o floare de măceș. Uite că s-au copt fragile. Orhidee sălbatice. De Barbu Craiovescu este, da. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Începem drumeția de astăzi de la Mănăstirea Arnota din județul Vâlcea, comuna Costești. Am urcat până aici cu mașina. E situată la o altitudine de... cât? 800 de metri. Cred că mai mult de 800 de metri. Aproximativ. Și drumeția noastră continuă spre muntele Arnota. Așa, o vedere de ansamblu a traseului de pornire, cu niște brăduți foarte frumoși care sunt situați în curtea mănăstirii. În stânga este drumul de duce la mănăstire și indicatorul spre mănăstire, iar în dreapta este traseul nostru, bandă albastră. Și o floare de măceș. Sau un trandafir sălbatic, nu? Sau da. Și aici drumul nostru face în stânga. Se aude încă slujba de la mănăstire. Suntem chiar deasupra ei. Și în vale. Satul Bistrița. Da. Costești acolo la vale. Și în stânga Pietreni. Da, priveliște. În dreapta nu știu unde duce. Verde crud. Îmbuit la vânturarița. Zarzăre? Da. Acrișoare? Corcodușe sau zarzăre? Și ce am văzut aici în dreapta? Un indicator. Hai să vedem. Da, mergea și pe drumul forestier, dar e o scurtătură pe aici prin pădure. Și am ajuns în drumul de... am părăsit puțin mai devreme. În drumul forestier. Cât trunchiul de fag. Peisajul e super, 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 super frumos. Da, am ieșit într-o păieniță frumoasă. Băi, ce frumoase sunt. Și nesturei frumoase. Superbe! Da. Pe aici în sus. Vrei să prindem un greiere mic? Poți? Da. În gaură aici? Da. Aici? Și de unde știi că e acasă? Normal, eu îi ascultam că ei cântau. Nu cântă. Păi nu trebuie să-l auzi când cântă. Lasă-i să doarmă. Uite, da. Avem aici o albinuță. Nu, stă acasă. O floricică. Trebuie să-l auzi când cântă. Cri, 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 cri. Și după aceea să te duci exact acolo, că el se ascunde în gaură. Ia uite albinuța. Ia nectar. A fost rosnit? Splendoare în iarbă. Așa se poate numi poienița. Chiar că sunt. Ia uite, dar e plin, plin de floricele. Acolo e cariera în stânga. Ne continuăm traseul. Cred că avem mai puțin de un kilometru până în vârf. Uite că s-au copt fragile. Ia uite. A bătut soarele așa. Ia uite-le. Uite-le pe aici. Wow.
Troiță din Păieniță. Acolo e marcaj, da. Ce indică? S-o luăm pe aici. Pare și pe aici că s-a mers. Pare și pe acolo că s-a mers. Aici e marcat, e bun. Și am ajuns așa, într-un plai. Da, e foarte frumos că sunt foarte multe flori. Acolo în vale se mai văd câțiva turiști. Stâna, văcuțele, troița. Da, frumoasă priveliște. Aici avem două trasee, banda albastră și pătrat albastru. Da, și creangă aia pare de fapt. Asta e frunză de fapt 100%. Da, dar nu vezi cum sunt ce găunoși, noduroși? Noi îi știam netezi și înalți. Da. E fagul întortocheat ăsta. Și trăsnit și albit. Atât ajunge. Hei! Zice că ne apropiem de vârf. Se vede? Ne uităm la ceas, mâncăm sandwich-ul și facem planul. Tu zici că facem plajă. Nu e de plajă. E întunecat, sunt nori. Aici uste, să schimb ăsta. Hai să ajungem în vârf, ca să-mi schimb și eu trupul. Urcarea asta e un pic mai abruptă, un pic mai grea. Ultima sută de metri. Orhidee sălbatice. Și o floare galbenă frumoasă aici. Asta se numește ceapa ciorii, dacă știu eu bine. Asta galbenă nu știu cum se numește. Garofițe, floricele galbene și alte, pânză acolo și alte și alte și alte plante. Și marcajul nostru este pe copac acolo. E ceață, sunt nori, nu prea se vede. Da, ești la priveliște. Wow, câtă adâncimea. Ce vârf? Suntem în vârf. Gata, am mâncat, am băut și acum pornim mai departe, pe traseul de întoarcere. Da, priveliște faină asupra întregii văi. Ciobănaș cu trei turme de vaci. Rumegă scot din burtă. Ce pas, scot după aia din burtă și rumegă. Da. Aici avem mănăstirea Arnota, cu hramul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril, ridicată de Matei Basarab, pentru că aici a găsit loc să se ascundă atunci când a fost fugărit de turci.
Ne aflăm în Bistrița de Vâlcea, un loc plin de frumusețe și istorie. Aici, Barbu, marele ban al Craiovei, ridică Biserica Bistriței împreună cu frații săi. În 1494, Vlad Călugărul o atestă. Mănăstirea are o vechime de peste 500 de ani. Aici a existat cea mai importantă școală din secolul al XVI-lea. De aici avem cel mai vechi document scris în limba română. Aici a trăit călugărul cărturar Mihail Moxa, cel care a scris prima istorie universală în limba română. Din mănăstirea veche de 500 de ani, astăzi se păstrează doar biserica Bolniței. Aici se mai poate găsi farmecul și frumusețea unor vremuri despre care avem prea puține informații. Biserica Bolniței este principalul punct de atracție al mănăstirii Bistrița, cu formele ei de casă țărănească, acoperită cu șiță, cu o extraordinară pictură în interior, cu dimensiuni de 7,60 x 5,03 metri și a păstrat formele sale originale. Pridvorul a fost adăugat de Șerban Cantacuzino și soția sa Adriana în 1710. Din pridvor se văd castanii seculari care, conform legendei, au fost plantați de Sfântul Nicodim de la Tismana. Vă mulțumim că ați explorat împreună cu noi puțin din frumusețea acestui loc. Pentru a rămâne conectați la aventurile viitoare, nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul pentru notificări. Toate cele bune! La revedere!